Motivul numărul 1 pentru lipsa de mișcare este timpul. Urmează, într-o ordine aleatorie, oboseala, lipsa de motivație sau banii. La fel se întâmplă cu alegerea unei alimentații sănătoase și aproximativ la fel cu propria sănătate. Nu avem bani, nu avem timp, nu avem multe. Amânăm să facem lucruri pentru noi de teama unui nou început. Sunt Simona și vă garantez că începuturile nu sunt atât de grele precum par dacă pornim cu dreptul. Începând de astăzi, nu de mâine!